Mai am puțin și tu am scăpat pe jos de un frug ștrumf. Oare ce s-a fi întâmplat? Cu acest praf pe care l-am aruncat, fă-mi și mie un băț fermecat. Am reușit, am reușit. Am făcut un băț fermecat. Hei, vin înapoi. Oprește-te, bățule magic. Peștumfenia mea, papa are nevoie de ajutorul meu. Rezistă, papa ștruf, sosesc. Nu te-am prins. Am sosit, papa ștruf. Mulțumesc, blecuțule, cred. Ce se întâmplă? Am reușit, am creat un băț magic dintr-o formulă antică pe care am împrumutat-o de la Omnibus. Un băț magic? Ce poate face? Poate reda totul la forma inițială. Ce? Privește! Tot ce trebuie să faci este să îndrepți bățul și să spui: ștrumfește la loc! Vai de ștrumfala mea, papa ștrumf! Totul este cum era înainte! Exact! Dar bățul magic poate face și lucrurile să dispară. Tot ce trebuie să faci este să bați în ceva. Să spui: ștrumfește aici! Vai de mine! Papa ștrumf, ai dispărut și tu? Îmi pare rău, blecuțule. Asta e problema cu disparițiile lucrurilor. Nu știi niciodată unde vor reapare. La problema asta mai trebuie să lucrezi. Imaginează-ți cât de mult ne poate ajuta bățul acesta. Dar pentru moment îl voi pune în dulap ca să fie în siguranță. Acum trebuie să-l vizitez pe Omnibus. I-am promis că îi voi da formula magică cât mai repede. Vrei să mergi cu mine? Mi-ar plăcea, papa ștruf, dar trebuie să fac curățenie. Ai dreptate, blecuțule. Cred că este mult de lucru. Știu. Bun, pariu că aș putea face curat imediat dacă aș folosi bățul fermecat al lui papa ștruf. Știi ceva, papa ștruf? Filosofia a plecat. Sunt sigur că papa ștruf nu s-ar supăra dacă aș folosi bățul fermecat. Sau s-a supărat? Nu. Sunt sigur că papa ștruf nu s-ar supăra. La naiba, că doar de asta există bețe fermecate. Am greșit dulapul. Asta trebuie să fie dulapul bun. Sper. Bățul magic. Cum era? Ștrumfește înapoi? Nu, ștrumfește înăuntru? Ștrumfește în afară? Nu, era la loc. Ștrumfește la loc. Wow! Păi să fie, e grozav. Sper să funcționeze și cu fructe, ștrumf. Ștrumfește sus. Wow! Am reușit! Cu bățul ăsta nu vei mai fi plăcut niciodată! Știu că ar trebui să-l pun înapoi în dulapul lui papa ștrumf, dar trebuie să-l arăt tuturor! Trebuie! Mai să fie! Coșul ăsta devine din ce în ce mai greu cu fiecare pas pe care îl ștrumfesc! Ștrumfule cu ochelar, ștrumfiți-o! Ce, blăguțule? Priviți ce am! Ne-ai oprit ca să ne uităm la un băț? Să mergem, ștrumfiți-o! Dar ștrufule cu ochelari, acesta este bățul fermecat al lui papa ștruf. Îmi pare rău, blecuțule, dar papa ștruf nu are un băț fermecat. Doar Omnibus are un băț fermecat. Dar acum are și papa ștruf unul. Și poate face lucruri uimitoare. Poate face lucrurile să dispară doar dacă spui ștrufește de aici. Se pare că papa ștruf are un băț fermecat. Oh, blecuțule, ce prostie ai făcut. Îmi pare rău, ștruf. Bățul meu l-a scăpat în apă. Am pierdut bățul magic al lui papa ștruf. Vai, ștrufiță, ce vei spune lui papa ștruf? Spune adevărul, blecuțule. Dar nici măcar nu știe că l-am luat. Blecuțule, uite ce am găsit. Poate fi bățul lui papa ștruf? Da, el e. Blecuțule, mai bine aduce bățul înapoi cât mai repede posibil, să știi. Așa, imediat. Și amintește-ți ce spune papa ștrum. Da, bine, pa. Dar nu am terminat, stai un pic. Nimic nu face mai bine tenului decât o plimbare prin natură. Ce avem noi aici? Un toiag. Ura, un toiag pentru mine, ce noroc, ce apariție voi fi. Cred că ar trebui să mă întorc acasă să mă aranjez imediat. Ștrumfenie mare, sunt curat din nou. Unde s-a întâmplat asta?
Nu contează, cel puțin nu mai trebuie să-mi fac griji cum arăt. Papa Ștruf! Papa Ștruf! Ce bine, nu e acasă! Trebuie să înapoiesc bățul înainte ca Papa Ștruf să se întoarcă. Iar am găsit dulapul. Nu e nicio problemă, trebuie doar să spun ștrufește la loc. Am spus ștrufește la loc. Am spus ștrufește la loc. Nu înțeleg, înainte a funcționat. Nu înțeleg. Chiar dacă bățul ăsta nu e cel adevărat. Fai de bine, Papa Ștruf. Nu mai am timp să mă gândesc. Trebuie să mă gândesc. Ce a fost asta? Ștrufule plecuț, încă nu ai terminat de făcut curățenie? Ba da, papa, adică nu, Papa Ștruf, vă ștrufi imediat. Foarte bine. A fost cât de ce. Ce părere ai? Ce este picturile? Cum adică ce este? Este cea mai recentă operă de artă. Se numește Ștrunfița pe o scuică. Nu e rău, picturule, nu-i rău deloc. Dar nu crezi că ar fi fost mai bine Cochetul pe o scoică? Cochetul pe o scoică? Nu e bine, este imposibil! Bine, bine, picturule, era doar o idee care credeam că va pune lucrurile la loc. Ce? Sacră blă! Pictura mea a dispărut! Pânza mea este goală! Ce-ai făcut, Cochetule? Dar eu n-am făcut nimic. Cineva a făcut ceva. Pictura mea a dispărut și a durat o veșnicie să o termin. Acum ce voi face? Ce ciudat. Mă întreb dacă bățul ăsta are ceva de a face cu... Nu, e ridicol. Miam, miam. Fructe ștrumf. Nu-i gură mare, îi plac fructele ștrumf. E gură mare, fugiți! Salvați-vă, salvați-vă! Fugiți-vă, vă mâncați toată recolta! Opriți-l! Oprește-l tu! Fugiți, salvați-vă! Papa Ștruf! Papa Ștruf! Merge să papa Ștruf, el va ști ce să facă. Bură! Ce s-a întâmplat? Gură mare ne mănâncă toate fructele. Și dacă nu-l oprim, nu va mai rămâne absolut nimic. Ce să facem, Papa Ștruf? Știu, voi folosi bățul fermecat. Bățul fermecatul lui Papa Ștruf? Desigur, sportivule, bățul fermecat! Să mergem! Așteaptă, Papa Ștruf! Ești sigur că ar trebui să folosești bățul fermecat? Poate există și altă metodă să-l rănim pe gură mare? Nu avem timp de pierdut, plecuțule! Haideți! Dar, Papa Ștruf! Papa Ștruf! Gata! Aproape am terminat! Constructorule, te-am căutat peste tot! Aș vrea să te uiți la bățul ăsta pe care l-am găsit! Se comportă foarte ciudat! Acum nu pot, Cochetule, mai am puțin să termin mașina de plăcinte. Vino și tu puțin mai târziu. Te rog frumos, dar unde am pus cheia aia? O mașină de plăcinte? Mă întreb, câte plăcinte poate face la un loc? Ce s-a întâmplat? Mi-ai stricat cea mai mare invenție. Nu este vina mea, a fost bățul. Bățul? Bățul? Cochetule, aproape că am scăpat lemnele pentru foc. Poftim, ia-l și pe ăsta. Mie mi-a făcut numai probleme. Papa Ștrumf, gura mare nu s-a oprit de mâncat de când a ajuns aici. Nu te temei, Ștrumfițo, bățul meu fermecat îl va face să dispară. Dar, Papa Ștrumf, nu cred că... adică... Gura mare, ștrumfește de aici. Au! De ce l-ai lovit pe gura mare peste deget? Ce se întâmplă aici, sportivule? Papa Ștruf a încercat să scape de gură mare folosind un băț. Cu ce? Te simți bine, Papa Ștruf? Sunt bine, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu bățul meu magic. Știu eu, Papa Ștruf. Spune! Pare rău, Papa Ștruf, am avut nevoie de băț să strâng fructele. Iar apoi a căzut în râu și eu n-am știut că nu este bățul adevărat și... Bleguțule, ce s-a întâmplat cu bățul adevărat? Cred că a fost luat de apă. Ar fi trebuit să-mi spui imediat. Bine, acum trebuie să găsim adevăratul băț. A fost bățul. Papa Ștruf, azi am găsit un băț în râu care arată la fel ca bățul tău și scotea un sunet ciudat, ca un fel de zbârnâit, așa. Și unde e, Cochetule? I l-am dat la cumului drept lemn de foc. Lemn de foc? Să ne grăbim, mă ștrumfesc, să nu ajungem prea târziu. Sufleu de fructe ștrumf, preferatul meu. Lacomule, ce-ai făcut cu lemnele de foc pe care le-ai adunat de dimineață? Le-am folosit să-mi fac sufleul.
bietul meu sufleu. Deci din păcate s-a dus. Și acum ce vom face? Papa Ștrumpf, uite ce am găsit! Bățul fermecat! Seamănă cu el. Acela? Îl poți lua, Papa Ștrumpf? Este prea mare pentru cuptorul meu. Putem afla într-un singur mod. Ștrumfește la loc! Sufleul meu! Bățul meu fermecat! Trebuie să ne întoarcem la recolta de fructe Ștrumpf, dacă ne-a mai rămas vreun fruct Ștrumpf. Ură mare, neobrăzatule! De ce nu mănânci altceva? Ce bune sunt! Lui Gură Mare-i plac fructele Ștrumpf. Ștrumfițo! Sper că nu am ajuns prea târziu. Aproape, Papa Ștrumpf, Gură Mare e pe cale să mănânce și ultima tufă de fructe Ștrumpf. Asta înseamnă că nu avem timp de pierdut. Gură Mare, ștrumfește de aici! Mă întreb unde s-o fi dus? Mere pădurețe? Lui Gură Mare îi plac merele pădurețe. Și astfel, ștrumfii mei, pentru a preveni ca bățul magic să ajungă din greșeală în mâini nevinovate, am decis să-i dau lui Omnibus pentru a-l păstra. Dar, Papa Ștrumpf, eu aș fi încântat să-l păstrez pentru tine. Nu știu ce să zic, ștrumfule cu ochelari. Te asigur, Papa Ștrumpf, dacă bățul va fi în mâinile mele, toate grijile tale vor pleca de aici. Papa Ștrumpf! Ștrumfule cu ochelari, uite ce-ai făcut! După cum spunea și Papa Ștrumpf, să scăpăm de chestia asta odată.